Participanții la demonstrația ce a avut loc la Cluj-Napoca au exprimat de plină satisfacție angajarea fermă în înfăptuirea întregii politici a partidului, subliniind însemnătatea deosebită a aprecierii tovarășului Nicolae Ceaușescu din magistrala sa cuvântare la adunarea solemnă din capitală, apreciere potrivit căreia viața a confirmat că numai în condițiile în care Partidul Comunist își păstrează principiile de bază revoluționare și rămâne partidul clasei muncitoare, va putea să-și îndeplinească în bune condiții misiunea sa istorică. Participanții la manifestarea sărbătorească, muncitori, țărani, intelectuali, femei și bărbați, tineri și vârstnici, au dat glas legământului unanim ca în deplină unitate în jurul partidului al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să înfăptească neabătut și în viitor politica internă și externă a partidului, centrul vital al națiunii. S-a reliefat de asemenea rolul de mare însemnătate al științei, al celor mai avansate cuceriri ale cunoașterii în dezvoltarea socialistă și comunistă a partidului, adresându-se tovarășei academician dr. Inginer Elena Ceaușescu, eminentă personalitate politică și om de știință de înalt prestigiu internațional, cele mai vii mulțumiri pentru contribuția de cea mai mare însemnătate adusă la progresul continuu al științei, învățământului și culturii românești.